Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ales și rânduit de Dumnezeu. Partea a doua. Ca să căpătăm înfierea. Galateni, capitolul 4, versetul 5. Cuvântul ales înseamnă că Dumnezeu a programat anumite lucruri care să aibă loc în viața ta, în anumite momente. Uneori, oamenii trebuie să-și schimbe modul de viață pentru a se obișnui cu ideea unei sarcini neașteptate. Dar nimeni nu adoptă un copil din întâmplare. Să ne gândim puțin. Cunoscându-ne dinainte toate slăbiciunile, Dumnezeu totuși ne-a ales. Ca să căpătăm înfierea și, dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Scrie în Galateni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7. Nu trebuie să-ți pui niciodată întrebarea dacă e bine să te apropii de Tatăl Ceresc, pentru că El este mereu gata să te primească. Ai un loc rezervat la masă. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, scrie în Psalmul 23, versetul 5. Asta înseamnă că obstacolele și împotrivirile nu-ți pot fura binecuvântarea lui Dumnezeu. A fi ales este ca și cum ai avea un card de cumpărături pentru clienți fideli. Ai parte de tratament preferențial. Însă asta nu-ți dă dreptul să trăiești cum dorești. Unii dintre noi ne asemănăm cu băiețelul care s-a rugat: Doamne, fă-mă un băiat cu minte, dar dacă nu poți, nu-ți face griji, eu mă simt minunat așa cum sunt. Nu! Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește, scrie în Evrei, capitolul 12, versetul 6. Pedeapsa lui Dumnezeu nu înseamnă respingere, ci e o dovadă a dragostei sale. Nu ești ales în funcție de rasă, de daruri, de talente, de înfățișare, de inteligență. Dumnezeu te-a ales pentru că te iubește și are un plan special pentru viața ta. Și partea cea mai bună este că El te va întări și te va echipa ca să-L duci la îndeplinire. Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi. Suntem asigurați în Filipeni, capitolul 1, versetul 6.